Republică. Este ministrul de externe al României, domnul Lazar Comănescu. Bun găsit și mulțumim că ați acceptat invitația. Vă mulțumesc și eu foarte, foarte mult pentru invitația dumneavoastră și cu atât mai mult cu cât nu asta nu pentru a vă face plăcere dumneavoastră, ci pentru că vin la o emisiune care eu cred că e urmărită cu interes real de un larg public. Vă mulțumim, să știți însă că nu vă va scuti această laudă de întrebările mai acide sau directe. Păi nu întâmplător v-am spus că n-am făcut această afirmație ca să vă fac plăcere. Vă mulțumesc. Alături de noi, colegul Florin Negruțiu, ca în fiecare duminică. Bună ziua, domnule Negruțiu. Domnule Comănescu, începem direct cu un subiect la zi. Este vorba despre acel schimb de replici între ministerul pe care îl conduceți și ambasada Rusiei, după ce ambasada Rusiei la București a făcut acea donație simbolică de 100 de euro, dar a și însoțit donația cu un filmuleț. Ați văzut filmulețul? Da. Cum vi se pare? Cred că reacția ministerului de externe vorbește de la sine în această privință și eu cred că a fost și înțeleasă destul de bine. Dacă ați observat reacția la reacție din partea amicilor noștri. Amicilor noștri? Da, de la ambasada rusă. Da, personal, dumneavoastră, când ați văzut acea înregistrare, care a fost reacția? Am spus-o și o spun și acum. Eu cred că este de apreciat gestul de a te alătura unor eforturi care înseamnă o apreciere vis-a-vis de valori culturale ale unei țări și de a sprijini promovarea acestora, deci este un gest lăudabil. Mai puțin, cum spuneam, cum se spunea și în precizările purtătorului de cuvânt de la noi, de la minister, poate fi înțeleasă asocierea acestui gest lăudabil și cu momente din istoria relațiilor bilaterale care sunt cel puțin susceptibile de discuții în contradictoriu. Și de aceea am spus-o și văd că și în reacția ambasadei Federației Ruse acest lucru s-a însușit. Acolo unde sunt domenii care țin în mod deosebit de competența altor instanțe, este bine să le lăsăm pe acelea să se pronunțe. Mă refer la Comisia Comună de Istorie, de Studierea Istoriei Libre. Între cele două țări. Între cele două țări, pe lângă momentele fericite prezentate în film de către, așa cum îi numiți dumneavoastră, amicii noștri de la ambasadă, e în continuare într-o nerezolvare continuă problema tezaurului. De aia există acea comisie despre care vorbeam, are mai în atribuție, dar sigur că da. Și sau e doar pe hârtie? Nu, ea există și anul în cursul anului viitor aproape sigur se va reuni. Dar asta înseamnă că există de ambele părți disponibilitatea de a continua schimburile de opinii, de păreri cu privire la tema în cauză și de a se găsi, pentru că asta până la urmă este finalitatea, de a se găsi o interpretare comună a ceea ce s-a întâmplat. Și de acolo sperăm noi, derivând și acțiuni în consecință. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, acțiunile posibile? Hai să lăsăm istorie, să lăsăm să ajungă la niște concluzii și în funcție de acestea vom putea să fim mai exacți. Și o ultimă întrebare legată de tezaur. Dumneavoastră, credeți că în următorul deceniu, spre exemplu, vreo bucățică din acest tezaur va ajunge înapoi la București? Încă o dată, domnule Pândaru, haideți să așteptăm concluziile celor care au fost mandatați, să spunem așa, să dobândească și să dobândim cu toții o imagine cât mai exactă de asupra situației în sine. Domnule ministru, când vorbiți de gestul ambasadei Rusiei ca despre un gest lăudabil, sunteți ironic? Nu, cât uite puțin. Deci, am spus-o, este vorba, în fond și la urma urmei, de sprijinirea unui demers în legătură cu una dintre marile personalități
ale culturii mondiale. Am înțeles. Gestul acesta a fost interpretat de mulți drept un act de propagandă al Rusiei și al ambasadei Rusiei la București. Dumneavoastră considerați că este un act de propagandă? Consider că este un gest care merită apreciat. Inclusiv contra filmulețul. Nu, eu mă refer la... La donație. La donație. Și, despre, și filmulețul respectiv tocmai despre, este un gest despre de propagandă, componenta sau nu? A doua acestui mesaj, să-i spunem așa, cum spuneam, ceea ce a spus serviciul purtătorului de cuvânt de la Ministerul de Externe este, sper eu, vorbește de la sine și cine vrea să înțeleagă, înțelege foarte bine despre ce e vorba. Apropo de comunicatul pe care l-ați dat după acest filmuleț, vă exprima speranța că Rusia va continua să ne, sprijine în redescoperirea, dobândirea patrimoniului cultural românesc. Vă referați la tezaur, evident. Spuneți că această comisie mixtă se va reuni anul viitor. Eu n-am înțeles până acum dacă România mai trage speranțe că acest tezaur se va recupera sau nu. Altfel spus, până acum, partea rusă v-a dat vreun semnal că acest tezaur există undeva sau el a fost pierdut în ultima sută de ani? N-aș vrea să intru în detaliu, dar faptul în sine că, în primul rând, s-a convenit asupra constituirii asemenea comisii. Comisia este veche. Este veche, dar cum spuneam, faptul că își rea lucrările este un lucru care trebuie privit cu oarecare optimism. Ambasadorul rus la București, noul ambasador rus, domnul Valeri Kuzmin, spune despre tezaur că astfel de probleme, care datează de 100 de ani, nu ar trebui să afecteze dezvoltarea relațiilor noastre. Este o exprimare de diplomat. Da, da? Vă rog să ne-o traduceți pe înțelesul nostru. Mai tragem speranțe sau nu? Da, dar mai rar mi se pare, dacă nu, dacă mi-aduc eu bine în aminte, se mai vorbea în acest comentariu despre care dumneavoastră vorbiți, despre faptul că, până la urmă, preponderent în abordarea unor asemenea chestiuni, este ceea ce vor spune istoricii. Istoricii români au o versiune, istoricii ruși, domnul Kuzmin este de aceea istoric la bază, spun altceva. De aceea se întâlnesc și faptul că au convenit să se întâlnească din nou înseamnă că există loc pentru dialog și, eventual, sper eu, ajunge la niște concluzii comune. Și o curiozitate, ca să nu uităm de unde am plecat, săptămâna aceasta se încheie subscripția publică pentru Cumințenia Pământului. Campanie care nu a reușit să strângă 6 milioane de euro de la populație. În condițiile în care nu se strâng acești bani, ce face guvernul României? Mai cumpără sculptura sau nu? Eu sunt convins că se va găsi o soluție. Apropo, dumneavoastră personal ați donat? Da. Pot să fiu indiscret și să întreb și cum, prin SMS sau cum ați procedat? Nu, prin cardul meu propriu. Cumințenia Pământului se va cumpăra, guvernul caută soluții pentru a achita întreaga sumă. Eu sunt absolut convins că se vor găsi soluții. Ne întoarcem puțin la discuția legată de ambasadorul, de noul ambasador al Rusiei la București. Tot într-o declarație publică, la puțin timp după ce a venit, vorbea despre scutul de la Deveselu și cerea garanții că acesta nu va avea încărcătură nucleară la un moment dat, într-o formă sau alta. Puteți să-i dați astfel de garanții? E normal să le dați? Eu înțeleg că din când în când, din anumite puncte, să le spunem, geografice, se mai ridică câte o întrebare, dar răspunsul este foarte clar. De la început, baza de la Deveselu este în strictă conformitate cu tratatele internaționale în materie și atâta timp cât în lumea asta acceptăm că un tratat odată însușit și prevederile acelui tratat sunt foarte clare, a pune tot timpul sub semnul întrebării, înseamnă a pune sub semnul întrebării principiul fundamental, pacta sunt servanta. Domnule ministru, cum ați citit dumneavoastră știrea, a apărut prin august, cum că
Statele Unite își mută arsenalul nuclear din Turcia în România la baza de la Deveselu. Trăim într-o perioadă în care informația și modul de utilizare a informației reprezintă un element în competiția internațională. Și este important să conștientizăm faptul că asemenea informații sau informații de acest gen sunt utilizate și pentru a genera, dacă vreți, reacții și contrareacții, care nu fac altceva decât să dea apă la moară celor care generează asemenea știri și informații. Știrea a fost scrisă de un jurnalist bulgar de la Euractiv. Da. Dumneavoastră spuneți că este o dezinformare. Cu siguranță. Care vine de unde? Din, după părerea mea, inclusiv capacitatea unora de a manipula, informații. Și acelora care o receptează și o iau drept bună. Deci este fals, acea afirmație că anumite încărcături nucleare au ajuns sau vor ajunge la Devesel. Spun speculații și nimic altceva. Despre tranzit al unor astfel de încărcături nucleare prin România, ar trebui să afle publicul român? Regulile în materie sunt foarte clare și nu cred că e cazul să comentăm. Încă o dată vă spun însă să fie, mă rog, nu știu de câte ori va trebui să se repete de către partea, de către oficial român, oficial NATO. E un lucru foarte simplu. Sputul de la Deveselu este eminamente, exclusivamente, dacă pot spune ați așa, înțeles, defensiv. Ați înțeles, cred că foarte bine întrebarea mea. Absolut. Vorbesc despre tranzit, nu de despre... De aceea v-am și răspuns și eu. Vorbesc despre tranzit, adică România să fie folosită ca țară de tranzit. Dacă astfel de încărcături, eu știu, ar trece pe teritoriul României, și eu v-am răspuns, ar fi o informație publică sau nu? În general, sunt reguli foarte bine stabilite cu privire la aceste aspecte. N-ați făcut un comentariu public, însă ați făcut un gest diplomatic care, în limbajul diplomației internaționale, înseamnă ceva. L-ați convocat la minister pe ambasadorul Statelor Unite după ce a apărut în public acea fotografie în care excelența sa apărea ținând steagul secuiesc. În primul rând, este o informație inexactă. Nu a existat o asemenea convocare. Nu a existat o asemenea convocare. Asta vă spun. Dar un dialog a existat? Dialog este cu totul altceva. Ați vorbit la telefon? Da, am vorbit la telefon. Și ce ați spus? Păi ce am spus și în comunicatul și în reacția Ministerului de Externe. A spus că astfel de și s-a înțeles foarte bine aceste astfel lucruri. De imagini pot hrăni anumite sensibilități. Am spus că există în relațiile dintre state, oriunde în lume, da? Pot să existe teme, aspecte care, la un moment dat, în anumite circunstanțe, pot să genereze anumite sensibilități. A fost și acest lucru a fost... A fost o gafă a ambasadorului Statelor Unite? Reacția domnului ambasador Clem, amintiți-vă la Craiova, cred că a clarificat foarte, foarte bine lucrurile. Nu mi s-a există, părut. Nu există decât pentru America, decât două... Pentru domnia asta decât două drapele, drapelul național al României și drapelul Statelor Unite al Americii. Da, a revenit cu această declarație, dar inițial credeți că a fost o gafă? Eu cred că, așa cum a spus domnia sa, a fost un gest de politețe într-un context în care era, cum să vă spun, poate într-o situație în care avea să se manifeste cu acest gest de politică. A putea să refuze acea fotografie? Întrebați-vă domnia sa. Dumneavoastră, dar, dumneavoastră ați fi făcut lucrul ăsta? În condițiile în care cunoști foarte bine, am spus-o și atunci, istoria, sensibilitățile, ții seama de ele. Deci n-ați fi făcut așa ceva. Am spus, ținem seama de asemenea lucruri. Fiecare își asumă ceea ce face. În regulă. Ați fost ambasador, sunteți ministru de externe, sunteți diplomat, încerc să citesc printre rânduri, așa cum am încercat să citesc printre rânduri și comunicatul de după CSAT, unde înțeleg că ați avut un punct de vedere legat de Republica Moldova, o informare, se spune în acest comunicat. Da. Urmează o strategie din partea României pentru Republica Moldova. Puteți să-mi spuneți câteva lucruri din această strategie? Da, în primul și în primul rând, obiectivul fundamental este de a continua și intensifica sprijinul pe care România l-a dat și îl dă pentru
continuarea procesului de reforme în Republica Moldova pentru apropierea până la integrare deplină a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Acesta este obiectivul fundamental și asta înseamnă, pe de o parte, în acțiunea bilaterală între noi și Republica Moldova, promovarea de asemenea proiecte care să vină în sprijinul procesului de reformă, care să vină în sprijinul nevoilor cetățenilor Republicii Moldova și, în al doilea rând, promovarea în interiorul Uniunii Europene a unei abordări similare din partea Uniunii Europene. Această strategie va analiza inclusiv unirea celor două țări, așa cum sugerează președintele Klaus Iohannis? Comunicatul CSAD, după reuniunea CSAD-ului, este foarte, foarte clar. Este vorba de susținerea cu toate puterile a demersului de aderare, de integrare, de apropiere, în primul rând, a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, până la integrarea deplină. Chestiunii care induc și includ o dimensiune emoțională nu sunt cele care ne pot ajuta într-un asemenea obiectiv. Exact asta spune și președintele Iohannis. Ați citat din el, spune că unirea dintre cele două țări nu trebuie să fie o temă populist-electoralistă, ci trebuie să fie supusă unei abordări serioase. Adică înseamnă, în primul și în primul rând, înseamnă ca să se întrunească toate premizele pentru ca Republica Moldova să devină parte a Europei, a Uniunii Europene. Dar această unire mai este o temă de actualitate? Într-o Uniune Europeană pe care noi o vrem tot mai puternică și mai integrată, în ciuda unor, să spunem așa, probleme cu care Uniunea Europeană se confruntă, frontierele au mult mai puțină importanță. Da, dar Moldova este în momentul ăsta o țară de graniță între Uniunea Europeană și Rusia. Și de asta ne și propunem să facem tot ce e posibil pentru ca ea să intre în Uniunea Europeană. În condițiile astea, sunt condiții speciale, da? Această, inclusiv integrarea Uniunii, a Moldovei în UE, este posibilă într-un viitor mediu, să spunem? Este posibilă, este foarte greu acum să vă spun așa, să vă dau un orizont temporal. Dar cu siguranță este posibilă și mai ales cu siguranță dacă se depun toate eforturile în materie și dacă reușim, dincolo de suportul și susținerea din partea României, să avem și suportul celorlalte state membre ale Uniunii Europene, și eu cred că sunt în premize pentru a se ajunge la o asemenea situație, și acest obiectiv se va putea realiza. Nu-mi cereți însă să vă spun orizontul temporal. Vorbiți despre integrarea europeană. Acesta e lucrul cel mai important la care cel puțin în momentul de față. Sau despre unire. Nu, vorbim despre integrare europeană și despre alte lucruri, cred că fiecare lucru de la timpul său. Deci dumneavoastră, practic, vedeți, ca să înțeleg foarte bine, și o să vă invit să fiți totuși mai clar și mai direct, dacă se poate. Dumneavoastră vedeți întâi o integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, după care o analiză foarte clară legată de unire propriu-zisă. Eu văd că obiectivul esențial pe care noi trebuie să ne-l asumăm și la care trebuie să contribuim cu toată puterea, așa cum spuneam, este să asigurăm că Republica Moldova rămâne în, dacă vreți, în componenta europeană a devenirii noastre. Domnule ministru, credeți că românii și moldovenii își mai doresc în acest moment unirea? Uitați-vă la sondaje și ajunge singur la concluzii. Președintele a anunțat și o finanțare importantă. Ăsta este termenul pe care înțeleg că l-a folosit, finanțarea importantă. Despre ce sumă este vorba și unde ar trebui să meargă banii? Păi, după cum știți, deja este, România s-a angajat să acorde un credit de 150 de milioane de euro, din care o primă tranșă a fost disponibilizată pe 24 august. Bun. Vorbim despre o altă tranșă, despre o altă tranșă sau deci despre un alt pachet financiar? În primul rând este vorba de continuarea disponibilizării pe măsură ce condițiile care însoțesc eliberarea acestui credit sunt îndeplinite. Este vorba în primul rând de crearea condițiilor pentru ca aceste două tranșe, încă două tranșe să fie asigurate. În al doilea rând este vorba și despre și aici România, credeți-mă, are un rol important, din nou,
Este vorba și despre atragerea unei asistențe financiare substanțiale din partea Uniunii Europene și din partea Fondului Monetar. După cum știți, și noi sperăm ca acest lucru să se confirme, la a doua jumătate a acestei lunii următoare, Bordul Fondului Monetar ar urma să se pronunțe și să se ajungă și la un acord formal între Republica Moldova și Fondul Monetar. Pe de altă parte, la nivelul Comisiei Europene se discută de asemenea, n-aș vrea să vă dau cifre în momentul de față, dar se discută despre furnizarea unei asistențe semnificative. Mă întorc pentru câteva minute. Iertați-mă și să mai adaug că dincolo de această asistență macro, evident că sunt și alte forme de sprijin. Este vorba aici de realizarea de proiecte, în primul rând de infrastructură, pentru că dacă vorbim de interconectare și de integrare fără o dezvoltare unei infrastructuri care să lege puternic Republica Moldova de Europa. Bine, aici vorbim, mai avem noi mult de lucru la a lega România cu România. Da, și asta e adevărat. Eu am mai spus-o și cu alte prilejuri. Mi se pare că faptul că n-am fost în măsură ca până acum să avem o autostradă care să traverseze Carpații e o chestiune care ține până la urmă și de securitatea națională. Lipsa acelei autostrăzi e o problemă de securitate iertați-mă, națională. Iertați-mă, dar... Ați ridicat-o în CSAT? Am spus-o public de chestiunea aceasta. În CSAT se discută problema de securitate națională. Eu cred că aveți dreptate aici. Și românii vă dau dreptate și telespectatorii și-ar dori să avem mai multe autostrăzi. Vom vedea această autostradă. De altfel, ați văzut colegul meu, ministrul transporturilor Sorin Bușe, a dat o dată și eu cred că este credibil de data aceasta ce a spus, că până în 2021 autostrada Pitești-Sibiu va fi gata. Ne întoarcem puțin la politică externă și vorbeam despre acea informație publicată în spațiul online legată de rachetele din Turcia care ar fi mers la Deveselu. E falsă, o spune și dumneavoastră. Mă interesează mai mult cum vă poziționați față de Turcia. Credeți că acum e un regim dictatorial care conduce Turcia? Domnule Pândariu, vreau să vă spun... Am fost în vizită împreună cu omologul meu polonez pe 25 august la Ankara. Și ne-am întâlnit, am avut discuții extinse cu colegul nostru turc, ministrul Mevlut Cavusoglu. Am avut o oră, dacă nu mai bine, discuții cu președintele țării, domnul Erdogan. Și am... Nu vă ascund că în discuțiile pe care le-am avut cu ambii înalți demnitari, dincolo de a vedea și a înțelege la fața locului ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce și ce acțiune au urmat, ne-am exprimat și preocuparea față de prezervarea și funcționarea adecvată a instituțiilor specifice unei democrații, a valorilor democratice, drepturile omului și așa mai departe. Și am fost asigurați în termeni foarte categorici că după acea perioadă care a generat emoții foarte puternice în Turcia, autoritățile turce vor dovedi că angajamentele legate de promovarea acestor valori de care vorbeam, inclusiv vis-a-vis de Uniunea Europeană, vor fi respectate. Da, domnule ministru, totuși, în Turcia, vă întrerup o secundă. Da. Înțeleg că l-ați îndemnat să respecte valorile democratice, dar totuși în Turcia au fost dați afară vreo 3.000 de judecători, câteva mii de profesori. Tocmai acest lucru, deci când n-am vrut să detaliez, dar când m-am referit la toate acele aspecte legate de funcționarea instituțiilor, când vorbesc de funcționarea instituțiilor, este evident că una dintre ele este ce instituția, cum se cheamă, justiția, cum funcționează. S-au angajat, pentru că lucrurile acestea, deci restricțiile acestea și acele eliberări, să le spunem așa, din diverse funcții, țin de existența declararea stării de urgență pe teritoriul Turciei și partenerii turci au asigurat că această stare de urgență va fi ridicată într-un termen scurt, chiar vorbeau despre 3 luni de zile. Și vor fi reangajați judecătorii? Sau cum se va proceda? Lucrurile vor fi foarte atent monitorizate. Însă ce vreau să vă spun, ceva care nu cred că poate fi ignorat. Cu această ocazie,
aceste vizite, deci am vizitat Parlamentul turc și am văzut bombardamentele asupra acestei instituții. Și credeți-mă că după ce vezi la fața locului distrugerile care au avut loc acolo, nu că înțelegi sau că accepti anumite măsuri de o drastitate rar întâlnită, dar, cum spunea colegul turc, nu e lipsit de importanță să constatăm că există, totuși, a existat o manifestare foarte puternică în rândul opiniei publice pentru sprijinirea președintelui guvernului turc. Nu este de lipsit de importanță faptul că ce s-a întâmplat pe 15, cât a fost iulie, a generat o stare emoțională foarte puternică. Stați o secundă, că nu au legătură între ele. Drepturile omului și faptul că Parlamentul apărea bombardat. Au avut legătură pentru că chestiunea... Cei 3.000 de judecători au tras în Parlament? Nu. Deci ce vreau să spun este următorul lucru. A avut legătură în generarea unei stări de spirit în populația Turciei foarte puternică, anti-anumite... anumiți factori și forțe. Și aici, sigur, este discutabil, așa cum am spus, asupra și am atras atenția și noi când am fost acolo, dar și la nivel de Uniunea Europeană, când ne-am reîntâlnit miniștrii cu toții și am discutat despre evoluțiile din Turcia, am atras atenția asupra acestui fapt că este extrem de important. Turcia rămâne un partener cheie pentru Uniunea Europeană, un aliat esențial în cadrul alianței, dar că este extrem de important să se revină la o funcționare în conformitate cu regulile democrației, instituțiilor și, în general, a mecanismelor din această țară. Vreau să știu un singur lucru pe subiectul ăsta. Din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul de vedere al României, al Ministerului Afacerilor Externe, Erdogan este un dictator sau un lider legitim ales de poporul turc? Este un președinte ales de poporul turc. Deci varianta a doi. Bun, cu asta aș vrea să trec... O singură întrebare, pentru că dacă mai ții minte, Florin, ambasada Turciei după acele zile a avut o cerere ușor ciudată legată de niște școli din România care ar fi fost fondate de cel pe care autoritățile din Turcia îl consideră vinovat. Au mai insistat pe tema aia? Vreau să vă spun că nu numai ambasadorul turc a venit atunci cu asemenea solicitări. Aceste chestiuni au fost invocate și în discuțiile cu interlocutorii despre care v-am vorbit la Ankara. Am spus foarte clar în România și lucrul acesta a fost reținut ca atare, vă asigur. În România, toate instituțiile de învățământ din România își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească. Și orice ieșire din modul de comportament conform cu legislația românească, nu poate să aibă loc în România. Deci l-ați transmis că nu vreți să faceți ca turcii? Nu, am transmis foarte clar că în România nu am constatat că există situații care să iasă din afara reglementărilor legale în materie românește. Perfect. Te rog, Florin, te întreb. În CSAT ați discutat despre reluarea relațiilor economice cu țările din Orientul Mijlociu. Aș vrea să vă întreb dacă există în acest moment o nemulțumire legată de performanța atașaților comerciali din ambasadele românești în străinătate. Eu aș... Dați-mi voie, nu o introducere, dar un comentariu mai un pic mai complexător. După cum ați constatat și la reuniunea anuală a diplomației române, am insistat și mă bucur că acest lucru a fost achesat de către toți și cu ocazia primirii ambasadorului român de președintele României și în intervenția primului ministru și a multor dintre colegii mei din guvern, s-a achesat asupra unei importanțe mult mai mari care trebuie să se dea dimensiunii economice a diplomației române. Asta am văzut. Asta e o chestiune pe care vreau să o... În al doilea rând, eu acum o spun eu. Este evident că e nevoie de o revigorare a, dacă vreți, a activității noastre dedicate acestui obiectiv. Și asta vă duce la întrebarea dumneavoastră. Când spuneți de revigorare, înseamnă înlocuirea actualilor atașați comercial cu alții, mai buni, mai competenți? Inclusiv asta. Pentru că iată ce spune, mă scuzați, vicepremierul Costin Borc.
referindu-se la atașații comerciali din ambasade. Au fost trimiși oameni în rețeaua externă, doar pentru că erau neamuri, prieteni, frați, și au fost alese destinațiile pentru a satisface interese mai degrabă turistice. Deci eu pot să vă spun următorul lucru, că este o nevoie de o reîmprospătare substanțială a resurselor umane alocate promovării intereselor economice externe ale României. Și ce faceți? Păi asta facem. Împreună cu Costin Borc. Cât s-a schimbat? Pentru că, în primul rând, reconfigurăm rețeaua de reprezentare externă, în sensul de a defini mult mai bine ceea ce se cheamă rolul consilierului economic al ambasadorului, al ambasadei, și ceea ce se cheamă promovare comercială clasică. Bun, avem niște destinații... Acest lucru, deci este momentul de față în plin proces de realizare. Odată ce acest cadru se definitivează, și se va face în cursul acestei lunii viitoare, probabil că vom avea acest lucru, se va trece la partea a doua. Cum umplem căsuțele? Și eu vă asigur că nu vor mai trece oameni care vor merge pe principii despre care noastră ați vorbit. Știți la ce mă uit? Mă uit la comunicatul INS-ului, care spune că pe primele 5 luni deficitul comercial a crescut cu 46,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Da? Asta este, într-un fel, și vina ambasadelor României de a... Nu. Dați-mi voie, primul rând, nu promova aici. Promova interesele comerciale ale României în exterior. Nu, dați-mi voie. Aici... Sau nu sunteți de acord cu formația mea de bază este de economist. Vă rog. S-a indus undeva așa în timp la noi ideea că un deficit comercial înseamnă ceva negativ. Nu întotdeauna. Că dacă deficitele acelea comerciale rezultă din importuri de bunuri și echipamente pentru investiții care își generează produse pentru export peste anul următor sau anii viitori, Deci dumneavoastră spuneți că această balanță se va reechilibra la anul? Eu sper că așa va fi. Eu sper că așa va fi. Eu acum am vorbit despre abordarea de principiu, ca să evităm să inducem ideea că un deficit comercial înseamnă cum se cheamă, neapărat o problemă serioasă pentru economia. Păi uitați-vă la americani. Pe la americani deficitul comercial este uriaș. Nu asta e problema. Problema este în ce măsură prin importuri. Că aici e marea problemă. În ce măsură importurile acestea sunt importuri pentru investiții sau pentru consum? În măsura în care acele importuri despre care vorbește și INS-ul sunt generate de importuri de bunuri de consum, atunci sunt de acord că este vorba de un prost management al comerțului exterior al României. Care va fi azimutul pe care îl fixați acestor atașați comerciale ai României? Spre ce trebuie să În primul rând, rolul acestora este să furnizeze factorul decidenți din România suficiente date și evaluări și informații care să permită elaborarea unor politici pe termen mediu și lung în raporturile economice ale României cu o țară, cu țara de destinație. Nu fac asta acum? Vă mărturisesc foarte puțin. Foarte deci, puțin. Eu vă spun că vă spun acum din experiența mea de ambasador. În care nu o luați ca o chestiune lipsă de modestie, dar în care a trebuit să pun de multe ori creionul propriu și să scriu. Înțeleg că și dumneavoastră, ca ministru, sunteți destul de nemulțumit de activitatea ambasadelor noastre. Nu, eu nu spun că sunt nemulțumit de această zonă economică. Da. Pe tema asta am spus-o și lui. N-am niciun fel de ezitare. De aia vorbesc despre nevoia unei regândiri. Am vorbit în termeni foarte răspicați despre nevoia unei regândiri a modului de reprezentare economică externă a României. Bun. Inclusiv în domeniul resurselor umane și poate în primul rând. Ca să tragem linie, deci luna viitoare veți... Vom avea în primul rând cadrul... Da afară unii și vom avea aduce alții. Vom încerca să asigurăm omul potrivit la locul potrivit. Haideți să trecem la un alt subiect, pentru că suntem pe finalul emisiunii și aș vrea să mai atacăm și alte teme. Vorbim despre refugiați. Ați fost la adunarea generală a ONU pe tema refugiaților, subiectul discutat de altfel și în CSAT. Sunt reuniuni importante în care liderii mondiali se așează la masă și încearcă să găsească politici. Rezultatele însă, atunci când ne uităm la apărarea opiniei publice, lipsesc. Nu se vede concretețe. Domnule Pândariu,
ca să încerc să fiu cât mai succint posibil, pentru că este o temă care e susceptibilă de a necesita mult, un timp mult mai lung pentru a, să spunem așa, în primul rând, a avea o imagine foarte clară despre acest fenomen. Absolut de acord cu dumneavoastră, au fost, a zice eu, foarte multe reuniuni, ca să nu spun prea multe reuniuni, comparând numărul de reuniuni cu rezultatele obținute, dedicate acestei teme. Fie că e vorba de abordare la scară globală sau la scară mai geografic mai limitată, direct în cazul Uniunii Europene. Problema este că, în bună măsură, lucrurile s-au tratat, hai să le spunem așa, pornindu-se mai degrabă de la efecte și nu de la cauze. E îmbucurător că în ultimul timp și dacă probabil că ați văzut declarația adoptată de summitul de la New York, dar și ce s-a tot discutat la nivel de Consilii Europene care au avut loc în decursul aproape 2 ani de zile, că s-a trecut treptat de la aceste abordări cantitative, efecte și așa mai departe, aritmetice, și acum se discută despre originele, cauzele profunde ale fenomenului refugiaților și fenomenul imigrației, pentru că totuși sunt două chestiuni diferite. Și constatăm că atunci când vorbim despre fluxurile acestea mari de mișcări de oameni, preponderente rămân în continuare și semnificativ preponderente fluxurile migrația economică din zone subdezvoltate. Este absolută nevoie de schimbarea politicii de cooperare pentru dezvoltare în sensul targetării, în sensul trimiterii asistenței acolo unde este nevoie de ea, crearea de locuri de muncă, fie că mergem pe sistemul SMI-ului, întreprinderi mici și mijlocii, mai ales în țările subsaharienene, fie în alte, dar nu până acum. Da, când acum totul... Europa are o altă problemă cu migrația venită dintr-o zonă de conflict. Da, în zona de conflict, revin la, da, acolo este, problema este de cauzele conflictului. Și aici sunt câteva lucruri. Evident că e foarte important să combatem terorismul și să luptăm pe câmpul de luptă cu ei. Dar este la fel de important, dacă nu și mai important, dacă vrem soluție pe termen lung, unu, să vedem de unde dispun aceste cum se cheamă, forțe teroriste, de resurse financiare, de echipamente. Și vom vedea că lucrurile se complică mai mult, pentru că acolo ne confruntăm cu interese competitive între factori din zonă, dar și din afara zonei. Și dacă înțelegem acest lucru și lumea se așează la masă pentru a aborda în sistem comprehensiv geneza acestui fenomen, se va găsi mai ușor și calea de rezolvare. Suntem pe finalul emisiunii, domnule ministru. Acum discutăm și puțin despre România și fenomenul migrației. Până acum ne-au ocolit migranții. Ba chiar câțiva, la începutul valului, au ajuns din întâmplare, au trecut granița și erau acele știri, probabil că le-ați văzut și dumneavoastră, plângeau aflând că sunt în România. Nu prea suntem o țintă preferată. Președintele Iohannis spunea la Deutsche Welle că România va accepta oricât de mulți refugiați vor dori să vină. Da, atât în funcție de capacitățile de care dispunem. Și de altfel pot să vă, este foarte clar. Vedeți ce a însemnat abordarea aceasta cantitativă. Primele discuții care au avut loc acum un an și ceva, aproape 2 ani, au fost cum să se distribuie vreo 60.000 de refugiați. Și de ce capacități dispune România în momentul ăsta? Dacă datele de care mi-aduc de aminte bine, așa cum le-au furnizat de colegii de la Ministerul, fost furnizate de colegii de la Ministerul de Interne, cred că undeva spre între 3 și 4.000. 3 și 4.000. Și există vreun plan de a mări această capacitate? Există, cum să vă spun, preocuparea pentru a putea să facem față la... Dar aici vreau să vă spun ceva. Apropo de faptul că unii au plâns, că ba chiar plângeau că vin în România. Lucrurile sunt ceva mai diferite, domnule Pândoareu, pentru... În ce sens? Este realitatea că marea majoritate, ca să nu spună quasi totalitatea migranților care și-au făcut opțiuni să vină într-o relocare, resettlement și așa mai departe, au două destinații. Germania și Suedia. Deci și alte țări, adică nu, ce pot să vă spun este următorul lucru. Și asta este în avantajul nostru, o spun foarte categoric. S-a constatat în acest proces, da?
că frontierele României, care sunt frontiere externe ale Uniunii Europene, sunt frontiere sigure. Și nu întâmplător, și asta și într-un context în care acum, și foarte bine că se întâmplă acest lucru, se discută foarte serios, ca o direcție prioritară de acțiune la nivelul Uniunii Europene, protecția frontierelor externe. Și din această perspectivă, eu am mai spus-o, România în interiorul spațiului Schengen este un factor de consolidare a frontierelor externe ale Uniunii Europene. Și acest lucru este tot mai mult acceptat în interlocutorii noștri. O discuție foarte interesantă, poate continua, din păcate am depășit deja timpul alocat. Florin, îți mulțumesc pentru că ai fost, domnule ministru, vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Domnilor, ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc.